Dumnezeu. Dumnezeu, sunteți prezent la ședința Consiliului Superior al Procurorilor și de două întrebări. Una este prin recuzarea membrilor CSP-ului și a doua întrebare dacă continuați să participați la acest concurs la etapa interviului. Nu recuz pe nimeni și continuăm mai departe. Vă mulțumesc. Dar prin faptul că în cadrul preselecției dumneavoastră v-ați expus conceptul de management, am dorit ca să accelerăm lucrările și să ne expuneți elementele forte din conceptul dumneavoastră, care sunt plus valoarea odată ce vor fi aceste implementate în activitatea procuratorului. Dar timp am 5 minute 7 sau 20? Da, aveți la 20 la 35 de minute. Bine, dar după asta vin și careva întrebări din partea membrilor CSP-ului. Și de dorit să ne încadrăm total într-o oră. Da, am înțeles. Atunci eu n-am strec. Eu am să vorbesc în linie generală referitor la concept. Am spus anterior, conceptul eu l-am creat pe 4 piloni de bază. Pilonul legislativ, economic, social și, în ultimul rând, pilonul dezvoltare tehnologiei informaționale. Pentru mine, sectorul de digitalizare a procuraturii sau organul procuraturii ar include, după mine, o luptă mai eficientă cu sistemul sau cu corupția, deoarece e mai greu să corupe un calculator decât o persoană. Prin digitalizare și prin transparență, care va fi cu mult mai deschis spre societate, trebuie să fim, să implementeze față de procesul penal care este acum în Republica Moldova, care se merge totuși pe un sistem mai vechi, implementarea acestor sisteme informații sau acestor sisteme automatizate care ar ușura, pe de o parte, lucrul procurorului și, pe de altă parte, nu ar corupe procurorul din punct de vedere luarea, să iei o decizie sau incorrectă sau corectă. Termenul de implementare, cum și-am spus anterior, este în jur la 7 ani de zile, va fi în două sisteme de evaluare, sistemul de evaluare trimestrial, anual și final, care va fi după 7 ani de zile. Ca punctele puternice sunt punctele legislația, dar în linii generale legislația oricum trebuie modificată din punct de vedere procesual. După mine ar fi bine să existe un Consiliu bicameral, prin care să facă parte Consiliul Superior al Magistraturii, sau Consiliul Superior al Magistraturii să fie bicameral, format din judecători și procurori. Prin asta se dăm procurorul un statut de magistrat, dar asta sunt niște obiective de o lungă durată. Dar având un statut de magistrat, procurorul ar putea lua decizii mult mai imparțiale și independente. Plus la aceasta, acest sistem bicameral ar permite ca procurorul sau judecătorul să-și regăsească locul în diferite funcții, să fie o rotare, să nu fie o stagnare a procurorului sau judecătorului pe un anumit proces. Iarăși, ca puncte puternice, noi avem două procuraturi specializate, numai părere de rău, ele sunt aceste două procuraturi specializate, dar procurorii nu sunt specializați. Eu sunt de părere că procurorul trebuie să fie specializat în oricare domeniu. Chiar și domeniul de tortură, sau cu domeniul de trafic, sau domeniul de combatere a crimelor informatice. Deoarece acestea sunt niște infracțiuni care necesită o experiență și o cunoștință anumită în aceste domenii și nu poți să instruiești un procuror, să investești în el, să treacă anumite programe sau anumite cursuri și după aceea el să se ocupe cu alte tipuri de infracțiuni. De ce? Primul și în primul rând, pentru a exclude actele de corupție, mergem pe ideea digitalizării, apropierii spre societate, deoarece însă și societatea achită impozitele la toate organele de drept, inclusiv la procuratură, și procuratura trebuie să întoarcă fața spre societate, dar să pună în oarecare măsură să lucreze și organele de drept. Noi avem în Republica Moldova mulți agenți constatatori,
este Agenția pentru Proprietatea Intelectuală, dar în linii generale dreptul la această proprietate intelectuală nu este respectat. Noi avem Agenția de Moravuri, care de asemenea în societate sunt multe ilegalități în domeniul aceeași pornografie infantile sau pornografie îndeoște. Sunt mulți agenți constatatori care pur și simplu au căpătat aceste drepturi de a constata fapta, însă în linii generale ei nu reacționează la faptele care sunt ilegale sau care au fost depistate în urma serviciului. Iarăși, ca un punct puternic este formarea procurorilor la Institutul Național al Justiției. Noi avem codul de etică și conduită, sunt o sumedenie de strategii, însăși toate aceste puncte ca strategii sau ca coduri de conduită, ele nu sunt respectate. Proiectele care sunt derulate sau în cadrul procuraturii, iarăși ele nu sunt, un punct puternic. Sunt, de exemplu, multe proiecte care vin din exterior, din Europa sau din altă parte, dar derularea lor și implementarea lor în procuratură, ele practică sunt la zero. Așa. Deci, pentru mine, încă un factor nu mai puțin important, știți că noi avem în Republica Moldova organe de urmări penală și avem organe sau ofițeri de urmări penală și ofițeri de investigații. Eu cred că unul din institute trebuie să dispară. Sau Institutul Ofițerilor de Urmări Penală sau Institutul Ofițerilor de Investigații. Trebuie să existe un ofițer care să acumuleze mai multe probe și mai departe procurorul să ia decizii referitor la un proces penal sau la urmări regională. Deoarece filtrele care sunt aici, acum în Republica Moldova, stabilirea competențelor, organele care se ocupă, sau organele de urmări penală care nu au competență să exercite urmările penală, ele se încurcă. Eu, de exemplu, pot să vă spun cu certitudine, tabloul infracțional prin Republica Moldova, el nu este real. Statistica care este făcută acum în organele procuraturii, conform ordinului comun 121, semnat dintre procuratură, Ministrul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal și Centrul Național Anticorupție, fiecare vine cu statistica sa. Și un tablou real în oficiară nu-l avem, deoarece poliția aleargă după indicatorii cât mai multe cauze penale i-au pornit, dar în linii generale ei nu poartă răspundere de aceea cu ce s-a finalizat cauza penală. De exemplu, am avut cazuri când ofițerul punește cauză penală pe furt, dar toate elementele constitutive sunt a unei fraude informatice. Și Convenția de la Bădeastă clar spune că oricare infracțiune slujită în scop economic, dar prin intermediul tehnologiei informaționale, este duce ca o fraudă informatică. Aceasta este o normă specială față de o normă generală. Și atât aici, ofițerul, pentru, dacă nu există suma de prejudiciu în proporție deosebit de mari, el o califică ca furt. Dar în linii generale, asta este fraudă informatică. Iată, pe aceste categorii de infracțiuni, și nu numai aceste categorii de infracțiuni, trebuie făcut o revizuire la codul penal și măcar în linii generale ele să nu fie materiale, dar să fie măcar la primul alineat să fie formale. După aceea, la agravant, alineatul 2-3, ele să fie materiale. Și multe așa cazuri de genul dat. Asta e linii generale despre obiective. Mulțumesc, s-a spus foarte succint. Eu pot să mai spun, dar nu s-a spus că să fie cât mai repejor. Ați vă dau și eu câteva întrebări, ca și fapt fiecare membru a CSP-ului. Pur și simplu, vreau să nu înțeleg, riscul mă vă limităm în timp. Asta e important să înțeleg, riscul mă vă limităm în timp. Da, nu. Dar înainte de asta aș vrea să aducă la cunoștința membrilor CSP-ului și certificatul de cazier privind integritatea profesională în privința dumneavoastră din 21 noiembrie,
Nu a fost supus testul de integritate profesională de către Centrul Național Anticorupție, certificatul de integritate din 21 noiembrie. De ani, informații despre interdicțiile valabile de ocupa funcții publice sau funcții de demnitate publică nu sunt interdicții. Avizul consultativ al SIS-ului. Nu au fost obținut date privire la nerespectarea legislației sau factorul de risc în activitate și totodată și certificatul medical din 1 noiembrie 2019 a Comisiei pentru stabilirea stării de sănătate a candidaților la funcție de procuror și a procurorilor în funcție privind corespunderea pentru exercitarea funcției de procuror atât din punct de vedere medical. Și acum procedem la întrebări. Mijlocit. Asta, de fapt, a fost și întrebarea la început. Care sunt acele elemente forte care vor aduce plus valoare odată implementate în activitatea procuratorului? Câteva care principii din conceptul dumneavoastră de management. În primul și în primul rând, dezvoltarea organului procuraturii sub standardele europene. Noi semnăm multe convenții, recomandări și dacă noi vrem să fim stat cu adevărat integrat în Uniunea Europeană, noi trebuie să ne ajustăm la recomandările Uniunii Europene. Alt obiectiv ar fi implementarea politicii anticorupție. Numai ca să nu se are în vedere implementarea politicii anticorupție numai dintr-un punct de vedere de reevaluare și revizuire a codului de etică sau conduitei procurorului, dar v-am spus că al doilea mecanism de implementare a politicii de anticorupție ar fi digitalizarea. Digitalizarea, practic, merge din toate sistemele sau din toate procuraturile din toate țările europene și atunci când va fi, sau el este acum la noi, organul procuraturii, dosarul în format electronic, sunt anumite interdicții de a influența actul procesual și se va pune accentul pe calitatea actului, dar nu pe cantitate. Iarăși, un alt obiectiv ar fi promovarea imaginii procuraturii prin transparență. Asta nu înseamnă că transparența trebuie să existe numai dintr-un punct de vedere să iasă oricare procuror sau procuror general numai la presă. Deschiderea transparenței, după mine, se reduce la comunicarea cu societatea. Comunicarea cu societatea trebuie să facută nu numai din punct de vedere a procurorului general, dar și a procurorilor șef din teritoriu. Înainte era o foarte bună practică că procurorii și procurorul general, dar și ajuns procurorul general și procurorii șef teritorial aveau ședință sau zile de primire a cetățenilor. În cazul dat, ar fi bine ca și procurorul general să iasă în teritoriu de comun cu procurorii șef din teritoriu, să primească în audiențe persoanele și să vadă care sunt problemele. Nu să așteptăm ca persoana să vină la Chișinău, să fie primit în audiență, noi să te ducem spre persoană. Încă un obiectiv, după mine, foarte important, este respectarea prezumției de vinovăție. Înainte nu era așa practică cum acum este stabilit că atâtea persoană cât nu este o hotărâre definitivă a instanței judecată, ea deodată, dacă este pornit un proces penal, se face scurgere în, spre spunem, prin alte structuri și este publicat sau este persoana reținută, se fac percheziții, dar în final, chiar dacă persoana este chetată sau dacă este scoasă de urmărire penală, nimeni nu vine cu scuze față de ea, fiindcă de acum persoana este denigrată în societate. Eu știu că am pățit-o pielea mea și știu ce asta. Alta ar fi, un obiectiv ar fi unificarea practicii în domeniul de urmărire penală. Acum noi avem o multiple de ordonanțe și procese verbale care le întocmește procurorul sau ofițerul de urmărire penală care sunt sau nu au un caracter bine stabilit. Unul completează o ordonanță într-un fel, altul ordonanță în alt fel, dar unificarea practicii de anumite segmente a infracțiunilor ea nu există. După aceea, un alt obiectiv ar fi prevenirea și combaterea criminalității, dar anume pe toate elementele de dosare de rezonanță, cum ar fi corupția, crima informatică, tortura, spălarea de bani, evaziune fiscale, traficul de ființe umane. Un alt obiectiv ar fi colaborarea cu instituțiile statului, fiindcă de unul singur nu faci
față la, la combaterea infracțiunilor. Deci e o cooperare cu toate, cu toate instituțiile statului, cum ar fi Inspectoratul General de Poliție sau Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, trebuie să fie o colaborare eficientă și organele care sunt sau au atribuții statului de a contracara anumite ilegalități trebuie să-și facă treaba. E clar că și facilitatea accesului mass media la informațiile care, care pot să fie publicate, dar nu toate, luând în considerație prezumția nevinovăției. Iarăși, un obiectiv nu mai puțin important pentru mine, noi trebuie să creăm o atmosferă colegială și să consolidăm procurorii, deoarece în ultimul timp procurorii sunt foarte dispersați. El se vede acum în procuratură că fiecare procuror stă într-o parte și el nu își face treaba cum trebuie să-și o facă. El nu știe cu cine să salute. Și, și în ultimul timp toți procurorii s-au făcut acum așa mai retrași. El, ca procuror, nu are o poziție și se spune, iată, așa trebuie să fie sau altfel. El așteaptă poziția ierarhului, procurorului ierarhic superior să vadă cum, cum a decide procurorul ierarhic superior, așa va lași el o decizie. Asta ar fi în general. Eu sunt mai multe obiective. Mulțumesc. În ultimul timp, instituțiile internaționale, cei care negocit vizează sectorul justiției, au exprimat îngrijorări în partea ce ține de participare ministrului justiției, președintele CSM și unii de ei și a procurorului general ca membri de drept în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Ce părere aveți dumneavoastră în raport cu acest aspect? După mine, membrii, dacă să vorbim direct de Procurorul General și direct de către Ministrul Justiției sau Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, ca persoane de drept din oficiu, așa, 50 la 50. Eu sunt de părere că dacă Consiliul Superior al Procurorilor este un organ de autoadministrare a procurorilor, mare majoritate trebuie să fie formată din procurori. Și nu procurori din Procuratura Generală, dar procurori mai mulți din teritoriu. Fiindcă acolo se face sau acolo sunt mai multe, mai multe cauze penale și mai multe acțiuni pe care face un procuror. Dar dacă să luăm, dacă ar fi bine să fie procuror general, după mine să fac parte din Consiliul Superior al Procurorilor, după mine nu trebuie să fie. Fiindcă procurorul general este, are atribuții și procesuale și administrative, dar atribuțiile administrative el oricum le execută după ce, sau după ce se iau o decizie de către Consiliul Superior al Procurorilor. Și ca să nu influențeze mersul sau alte hotărâri, după mine el nu trebuie să existe aici. Vă mulțumesc și în ce caz procurorul general poate retrage o cauză penală la un procuror și transmite altul? Atunci când este stabilit sau când este nevoie de a stabili competența, să spunem, acum, conform codului de procedură penală, prin 270 litera C, nu știu, în 2018 avem modificată competența și în exercitarea exclusivă a procurorului la exercitarea urmei penale pe crimă informatică este competența exclusivă a procurorului. Dacă este necesar ca o procurorul din teritoriu, să spunem, dacă este necesar ca să exercite urmărire penală pe astfel tipuri de infracțiuni, și în cauza penală sunt prevăzute spălări de bani prin internet, să presupunem, dar spălarea de bani este competența Procuraturii Anticorupție, atunci se emite o ordonanță de stabilire competenței și transmite Procuraturii Anticorupție. Vă mulțumesc. Au de întrebări, poate? În discursul în mediul de specialitate se discută mai insistent, în despre viderea, precizarea procesului penal. În viziunea dumneavoastră, care ar fi problemele mai mari din urmărire penală care generează această situație? De birocratizare?
Eu am spus anterior existența acestui institut, Institutul Ofițerului Juvenal și Ofițerului de Investigație, după mine trebuie să fie o entitate. Presupunem un ofițer de investigație care are atribuții de a acumula probe până nu este identificată persoana și după aceea când este identificată persoana să vii la procuror. Noi mai avem judecătorul de instrucție, nu știu cât e de corect să fie și acest filtru, deoarece nu avem judecători. Și iată, ca să nu facem acest pas sau birocratizarea asta care este, spune că ofițerul de investigație acumulează probe, se duce la ofițerul de urmare penală, ofițerul de urmare penală, după mine, e ca un secretar, vine cu toate materialele, vine la procuror, procurorul ia o decizie, se duce autorizat, spre exemplu, la judecătorul de instrucție, judecătorul de instrucție acceptă sau nu acceptă și după ce în final se duce la judecător. Iată, aceste două filtre, am spus, judecătorul de instrucție și ofițerul, care sunt două entități care, în linii generale, tot lucrul face ofițerul de investigație, dar ofițerul de urmă penală nu mai pune pe hârtie. Iată, el trebuie să dispară. Clară poziția dumneavoastră și o doua întrebare are o natură așa ușor filozofică. Este bine știut că într-o cultură instituțională toți procurorii se raportează cu exemplul procurorului general, el fiind conducătorul instituției. Haideți să modelăm așa o situație în cazul în care accedeți la funcția de procuror general și sunteți la adunarea generală a procurorilor, care este o tradiție la început de an. În viziunea dumneavoastră, în finalul discursului, ce mesaj ați vrea să transmiteți procurorilor pentru ca valorile supreme ale profesiei să devină pentru ei o conștientizare, ca să spun o a doua lor natură? Este pe gânduri pe care acum spuneți în final de discurs, pentru că discursul, înțeleg eu, a unui procuror general o să fie mai extins, cu multe cifre, realizări, bilanțe. Mă interesează partea finală de discurs. Partea finală? Un îndemn către corpul, către întregul. Interesantă întrebare. Așa trebuie reclamă. La arme colegi. Poftim? La arme colegi. La arme colegi. În primul rând trebuie... Eu acum nu pot să mai spun ce discurs asta am eu pot spune în general, trebuie procurorii încurajați și nu după din punct de vedere ca să fac ceva sau să treacă la serviciu, fiindcă trebuie încurajați și trebuie adus și ca exemplu, de exemplu, vor fi făcute anumite garanții sociale pentru procurori care au fost expuse. Pentru că oricare din noi, în afară de ceea că suntem procurori, suntem și oameni și avem și noi familii. Și de mulțumit practic toți procurorii, fiind la sfârșit de an, să faci un bilanț, oricare, unul lucrează mai bine, altul lucrează mai rău, dar încurajarea asta merge prin mulțumirea față de ceea ce s-a făcut, o încurajare că vor fi mai bine, de exemplu, vor fi asigurate garanțiile sociale procurorului sau personalul din procuratură, va fi mai bine, iată cam asta ar fi. Da. Vreau să vă întreb și eu pe dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, e o chestiune extrem de sensibilă în societate cu privire la filtrul de preselecție a procurorului general. Eu vă întreb și pe dumneavoastră, ce părere aveți dumneavoastră cu privire la respectivul filtru? Este el normativ sau nu? Nu. Următoarea întrebare, vă spun de ce nu? Dumneavoastră participați la ce fel de concurs? Deoarece s-au făcut modificări la lege, au mers pe ideea că iată, este modificată legea, trebuie să fie o comisie de preselecție, alte căi nu erau și nu sunt, dar după mine, atâta timp cât este norma constituțională și există Constituția, prin care sunt prevăzute, este prevăzută procedura de selectare a procurorului general, asta ar fi. Adică, dumneavoastră, în principiu, astăzi declarați că, eventual, dacă sunteți candidat, deveniți un procuror anticonstituțional. Eu am avut alte viziuni. Eu îndeor să pot să particip. Eu chiar am avut intenția să refuz. Dar, știți, pe de-o parte, tot concursul acesta care s-a petrecut și la Ministerul Justiției, care se petrece și acum, el undeva
pe mine m-a mobilizat și eu singur m-am văzut ca, sau mi-a făcut ca o autoevaluare la ceea ce am eu. Eu m-am așteptam că va fi, de exemplu, denigrare prin societate, prin public, dar nu m-am așteptat să văd fața colegilor care sunt acum în colegilor de procurator. Fiindcă totuși s-a făcut, s-a dat în presă, s-a dat aici. Eu am inițiat un control, adică nu eu. Eu la solicitarea mea am stat un control de serviciu, el încă nu este finisat, dar asta nu e normal. Fiindcă ca să fie obsedat de putere, să devii un procuror general sau ceva, pentru mine asta nu e principal. Pentru mine principal este ceea ca noi astăzi avem funcții. Mâine pe mâine noi suntem, nu știu, acasă sau la pensie. Și o să fim oameni de rând, ca și cum, ca și toți. Și trebuie făcut ceva la societate ca el, ca ea să se simtă că este o bunăstare. Dar numai să faci totul posibil ca să atingi funcția de procuror general pentru aceea că îți trebuie să fie înscris în cărșica de muncă, pentru mine asta nu e principal. Și încă o întrebare, fiindcă ține de Ministerul Justiției, mie chiar mi-e interesant poziția dumneavoastră cu privire la eventuală evaluare extraordinară a integrității procurorilor și în cazul în care sunteți pentru, ar fi o evaluare internă sau o evaluare externă? Care ar fi poziția dumneavoastră? Știți, când au început să apară în presă diferite materiale despre mine care s-au fost fotografiate în masa procurorului, eu chiar eram gata la un moment dat să ies la presă și să spun că eu sunt gata să trec poligraful public, dar cu un expert internațional, nu național. Așa acum, pentru mine, evaluarea procurorilor este strict necesar. Pădurea aceasta trebuie trecută, trebuie tot să treacă evaluarea. Și după aceea ești, sau pe de-o parte, ești cumva mai curat față de altcineva. Dar evaluarea e trebuie să fie. Da, mulțumesc. Estimate domnule candidat la funcție de procuror general, noi ne-ar interesa să aflăm care este opinia dumneavoastră vis-a-vis de actuala poziție a Inspecției Procurorilor și dacă aveți une viziuni de perspectivă în raport cu această inspecție. Mulțumesc. După mine, Inspecția Procurorilor trebuie să fie subordonată Consiliul Superior al Procurorilor. Acum, Inspecția Procurorilor, cum să spun așa, mai delicat. Mai e undeva trebuie să fie autonomă și să vină cu materiale care ar interesa Consiliul față de anumiți procurori sau față de anumiți angajați a Procuraturii. Acum, în linii generale, ea nu prea este autonomă. Mulțumesc. Noi am o întrebare așa mai simplă, care este sugerată de fișa de evaluare. Dacă sunteți autorul unor materiale publicate și în cazul în care da, care este actualitatea și impactul acestora asupra activității Procuraturii, în general? Dacă se vorbim de materiale științifice, n-am scris încă cărți sau au făcut multe articole sunt care sunt predate și la Universitatea de Stat. Avem ghidul privind investigarea crimelor informatice. Sunt anumite acolo norme pe care eu le-am expus după care se conduc și absolvenții sau viitorii procurori sau judecători la Institutul Național al Justiției. Dar anumite monografii încă nu am scris. Mulțumesc. Întrebare, de fapt, vorbesc candidaților toți și ea constă din două segmente. Primul segment, care sunt atribuțiile actualmente cele administrative și cele procesual penale ale procurorului în general, și a doua parte a întrebării, cum vedeți perspectiva acestor atribuții? Cum trebuie să fie dispersate sau... Ce viziune aveți referitor la aceste atribuții? Urmează să fie majorate, urmează să fie adăugate alte atribuții, sau urmează să fie dispersate, urmează să fie transmise altora de competență, urmează să fie întărit ceva sau... În general, care e viziunea asupra acestor atribuții care sunt și cum le-ați dezvolta sau eventual ați proceda cu aceste atribuții? Nu, acum, de exemplu, atribuțiile administrative a procurorului față de
anumite delegări, detașări sau suspendări se face prin intermediul Consiliului. Undeva ele trebuie să fie restrânse și mai mult în puternicire administrative ar fi bine să fie la Consiliul Superior al Procurorilor. Din punct de vedere procesual, știți, noi avem două procuraturi specializate prin care s-ar expune independența lor, dar oricum stabilirea competenței iarăși o face procurorul. Undeva să fie limitată emisiunea procurorului general prin stabilirea competenței. Dacă este stabilit prin Codul de Procedură Penală competența exclusivă a procurorilor la exercitare, să presupunem, cazuri de corupție de către procurori, atunci lasă ei să-și asume responsabilitatea. Ar fi bine de restrâns și procesual și administrativ. Poftim și alte întrebări? Da. Mulțumesc. Analizând lista candidaților la funcție de procuror general, am văzut mulți bravi, dar numai bărbați. Și acum, iarăși la interviu, sunt doar bărbații. Întrebarea este, de ce dumneavoastră credeți că s-a creat o astfel de situație și de ce dumneavoastră, cunoscând situația din procuratură, credeți că femeile nu depun actele la concursuri pentru deținerea unor funcții de conducere? Pentru că, de fapt, ca procurori sunt. Știți, logica bărbatului și logica femeii sunt diferite. Și eu să gândesc o problemă că mi-e greu. De ce nu depun? Eu nu știu. Poate ele se gândesc de alt punct de vedere. Să spunem, o femeie mai mult tinde la familie, bărbatul trebuie să asigure bunăstarea familiei. Mulți spun că dacă e o doamnă procuror, înseamnă că ea nu e doamnă, dar e procuror. Așa este. Dar mi-e greu să spun de ce n-au depus actele lor. Ce măsuri dumneavoastră procuror general? Să promovez? Și dacă o să le aveți aplica pentru a promova, motiva? Nu fac o mare diferență între bărbați și femei. Pentru mine, în primul rând, trebuie să fie omenie. După aceea, profesionalism. Dacă este omanos, profesionalismul vine bine cu timpul. Dacă e femeie, că e bărbat, mai puțin pe mine contează. Nu, n-am fost chestia. Vă rog, am înțeles eu corect că dumneavoastră ați făcut o autoevaluare. Și am înțeles, sau eu am înțeles. În urma concursului? Dar dumneavoastră ați spus că mi-am făcut o evaluare a mea, așa. Așa spune. Deci, vă rog, de care sunt rezultatele autoevaluării ăștia? Mă interesează sub aspectul de relevanță a experienței dumneavoastră de azi, până astăzi, până la ziua de azi, pentru funcția de procuror general. În primul rând, eu am, înainte de a procede la procedura asta, sau înainte de a scrie conceptul, nu mi-a dus altcineva, eu m-am făcut. Așa, și eu am stat pur și simplu și toate obiectivele, mă uitam, ba acolo, ba acolo, cum este el, și eu singură am început să consult diferite materiale și față de mine am început să cresc. Așa mi s-a părut mie, eu nu știu. La interviuri care sunt chiar și acum, chiar și atunci care au fost la Ministerul Justiției, eu nu am stăruit să fug de anumite răspunsuri, dar m-am stăruit să dau un răspuns așa cum ar fi, nu că convenabil cuiva, dar ca eu să-l percep ca profesionist și să-l percepă pe mine. Și trecând toate aceste etape, cu stresuri, cu diferite publicări prin presă, cu nu știu ce mai este acolo, el oricum te mobilizează și te întărește ca, pentru mine ca și bărbat, te întărește. Și să faci o experiență de viață mai altfel. Dar eu nu pot să spun cu certitudine că eu am trecut o evaluare de punct de vedere profesională, că atât am dat un examen și se referă la Codul de Procedură Penală. Nu au fost multe întrebări de genul dat. Dar ca o experiență de viață, pentru mine asta a fost... sau pentru mine mult a însemnat. Pentru mine a însemnat foarte mult aceea că am trecut prima etapă de preselecție. Pentru mine asta a fost foarte mult.
Principalul dumneavoastră mă întreb, dumneavoastră cum considerați activitatea dumneavoastră profesională până la moment, avea un impact pozitiv pentru exercitarea funcției de procuror general? Știți, eu am măscără, dar aici tot depinde nu numai de o persoană, dar și de echipa care ar trebui să consolidat. De ce așa nu depinde? Nu avem întrebare numai la candidatul acum. Nu, candidatul de unul singur nu face treabă. Eu am măscără să fie, să consolidez în primul rând procurorii și să fie totuși corpul de procuror cum era înainte. Toți uniți. Dar nu dispersați și cu... Da, fiecare are viziunea sa, fiecare are punctul său de vedere, dar dispersarea care este acum, și nu numai în procuratură, cât și în societate, ea nu trebuie să existe. În discursul dumneavoastră de susținere a scrisorii de motivare și a conceptului de management, ați afirmat că corpul de procuror nu prea respectă normele de conduită profesională. Ce viziune dumneavoastră trebuie de întreprins astfel ca procurorii să alinieze la aceste norme care sunt prescrise în codul de etică, inclusiv în legea cu privire la procuratură? Cum putem noi să numai prin anumite restricții sau anumite norme nu poți restricționa sau să ordonezi un procuror sau o persoană oarecare. V-am spus din start, trebuie să fie și latura omenească a persoanei și atunci când se examinează o probă, să nu fie probă văzută numai o parte a probei, unilateral, care ar convenea acuzatorului de stat. Dar proba să fie analizată din toate punctele de vedere. Și, în primul rând, trebuie să fie luată prezumția nevinovăției. Nimeni nu trebuie să fie denigrat în societate atâta timp cât nu este o hotărâre în instanță judecată și aceea nu se pune chiar în discuții. Dar norme de conduită merg, în primul rând, de la omenie și profesionalism. Starea sufletească, fiindcă să fie un conducător, de exemplu, nu mai trebuie să dai indicații și să le verifici ce a făcut. Mai trebuie cumva să mai discuți cu persoanele și să vezi cu ce el suflă. Poate el are probleme să rău cu acasă și nu știu și cu dânsul. Și trebuie ajutat. Trebuie să fie o leacă mai aproape de subalter. Nu să te distanțezi. Și atunci undeva poate norma s-a mai aranja. Am o întrebare că nu vreau să știu poziția noastră cu referire la gradul de libertate în exprimarea procurorilor. În situația în care un procuror șef, un procuror de execuție va veni cu anumite atitudini sau critici referitor la modul de conducere a procuratorii generale, în cazul în care veți accede la funcție de procuror general, ce se va întâmpla cu acel procuror? Sau cum veți proceda? Critici față de procuror, față de procuror general sau față de procuror? Da, conducerea procuratorului, în modul de... Cum ați reacționează procurorul general? Da. Cum dumneavoastră ați acționat? Nu, dar în diferite situații, opinii sunt diferite. Ar avea dreptul un procuror de rând ca să vină cu atunci? Dar ce nu? Asta în public, a, în public? Dacă sunt, probabil și sunt... Este lasă vină. Eu nu văd o problemă. După mine trebuie să fie, critica ei trebuie să existe, ea te ordonează, vrei, nu vrei, dar ea trebuie să fie constructivă și trebuie să fie bazată pe ceva. Dar nu că cineva a spus ceva și iată eu ies în presă și spun. Fiindcă mai departe ceea ce spui trebuie să probez. Doamna președinte, spuneți-mi, vă rog, să continuăm ideea, adică întrebarea a colegului și referitor la cum vedeți dumneavoastră responsabilizarea procurorilor în cadrul activității procesuale. Vorbim de etică. Acum se responsabilizează? Da. Procurorii în cadrul urmăririi. Da.
trebuie să fie văzut totul în ansamblu, diferite cauze penale. Dacă este, sau procurorul trimitează o cauză penală, indiferent, este achitată persoana sau nu este achitată persoana, trebuie de văzut cât de tare s-au atins drepturile altei persoane. Am spus din start, nu trebuie prin acțiuni de urmărire penală să intimidez sau să încalz drepturile persoanei într-atât ca în final cauza penală să fie sau achitată sau persoana fie scoasă sub supraveghere. Trebuie să fie văzută această cauză penală de la momentul începerii și până la finalizare. Ce s-a soldat? Asta ar fi după mine o responsabilizare și o față de procuror. Fiindcă deciziile pe care el ia pe cauze, trebuie să le asume. Nu că spun că, iată, intima mea convingere, că așa este. Dar ce s-a soldat această cauză penală? Locul și rolul el de cui este bilet? Fix așa putem să întrebăm și locul și rolul procuraturii din Transnistria. Ca autonomie trebuie să fie respectată și reprezentanții, clar, în partea autonomiei trebuie să existe. Acolo sunt, nu spune că alte legi sau alte, dar acolo e altă societate, poate undeva altfel gândesc. Clar că există aceleași norme, aceleași legi, dar reprezentanți din partea autonomiei în Gruzie trebuie să fie și chiar și aici, în Consiliu, și poate la alte funcții de conducere. El trebuie să fie luat în considerație opiniile. Nimeni nu se expune că nu are loc să fie o procuratură a unei sau unității teritoriale găgăuze. Cum există procuraturi teritoriale la Briceni sau la Edens, așa și aici. Da, spuneți, vă rog, cum vedeți dumneavoastră, domnul Sultan, conlucrarea procuraturii cu Parlamentul, executivul, sistemul judecătoresc, justiție? Conlucrarea din punct de vedere procesual sau administrativ? Sub toate aspectele, și administrativ, procesual, cum vreți. Nu, dacă e procesual, atunci nu de Doamne să fie vorbit vreo cauză penală pe primul deputat sau primul ministru, atunci procesual n-au să lucreze. Dacă din punct de vedere administrativ trebuie să existe puncte comune prin care trebuie să fie respectată puterile în stat, puterea legislativă, judecătorească și de executare. Dar conlucrarea trebuie să existe deoarece, presupunem, aceeași finanțare sau aceeași întreținere din punct de vedere a personalului vine din partea guvernului. Sau adoptarea anumitor legi, modificări la anumitor legi care ar viza procuratura, deoarece procurorul face politica penală în stat, dar nu poate să adopte legi. E clar că trebuie să conlucreze cu Parlamentul, fiindcă să vină cu niște argumentări că, iată, astfel de modificări legislației trebuie să existe. Dar, din punct de vedere a imixtiunii într-un proces penal, după mine, el trebuie să fie excus. Ca să continuăm gândul, cum considerați dumneavoastră inițiatorul sau de la cine trebuie să parvină inițiativa de a perfecta cadrul legat și ținut de reglementarea activității procuratorii? De la Parlament să așteptăm când vine, nu. De la alt, de la deputați de vorbă, nu. Sau de la însuși procuror general și cu echipa? Eu am spus, politica penală în stat o face procuror. De la procuror trebuie să vină. Și procurorul trebuie să aibă inițiativă legislativă în domeniul dat. Eu vorbesc de politica penală.
Deoarece procurorul de sistem, el știe toate subtilitățile care sunt în sistem, care sunt toate lacunele. Am spus, eu ca procuror care a investigat, sau care investighez cauze de crimă informatică, eu m-am ciocnit atunci când s-a făcut unilateral modificare la codul de procedură penală referitor la măsuri speciale de investigație se referă crimele grave, deosebit de nașterile criminale de grave, numai atunci putem să facem măsuri speciale de investigație. Dar în cadrul executării unei cauze penale pe, spre spunem, interceptarea ilegală a unui transmitere de date în domeniul tehnologiei informaționale, mâinile au fost închise. Iată, aici nu s-a consultat procurorul, au venit unele altreau modificările și nu s-a putut face nimic, deoarece după ce s-a făcut jumătate de an, au stat și ofițerii de investigație și procurorii neputând face anumite acțiuni, deoarece articolele date au fost moarte. Cât să ne activați dumneavoastră în procurator? 2002. În perioada respectivă, aveți o sancțiune disciplinară? Nu. Dar doamne, să mai fi. Cum vedeți dumneavoastră colaborarea cu mass media? Cu mass media? E clar, nu trebuie să fugi de mass media. Trebuie să fii deschis, cât e de posibil deschis. E clar, nu pe anumite cazuri. Dar deschiderea asta față de mass media, fiindcă s-o vedem că asta e a patra putere în stat, ea trebuie să știe atâta cât trebuie să cunoască. Dacă este vorba de anumite cazuri de rezonanță care nu sunt cu finalitate, e clar că trebuie să cunoască. Dar ea trebuie, nu că folosită, trebuie alimentată din interior ca să nu apară insinuări sau instrumentări. Că dacă nu spui ceva până la sfârșit, știți că ei mai departe de acum spun că, iată, sau finalizează ei gândul. Mine, mă pun în gardă ca jurist, expresiile din codul de procedură penală și din codul penal, sintagmele termen rezonabil din codul de procedură și bănuială rezonabilă din codul penal. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea? Cum? Negativ. Cât de corecte ele sunt aranjate în cadrul legal? Trebuie ele să persiste sau sunt careva restricții sau sunt, trebuie să fie careva explicații, în paranteză, cam ce ar însemna asta? Explicații nu întotdeauna aduc la un rezultat spontan, pentru că termenul rezonabil el poate fi extins și unul poate să fie într-un fel, altul în alt fel. Dacă există noțiunea de termen, trebuie să fie și noțiunea de termen în timp, concret. Să spunem 30 de zile sau un an sau... Dacă există noțiunea de termen, trebuie să există și noțiunea de concretizare, adică anumite perioade de timp. Asta ce se ține de termen, da? De bănuială rezonabilă? Bănuială rezonabilă de asemenea, fiindcă bănuială rezonabilă la ce s-ar reduce? Că, da, există niște probe, ele ar putea, ar avea tangență cu învinuitul, sau nu. Și procurorul spune, da, o bănuială rezonabilă ar fi. Ori ești bănuit sau nu ești bănuit? Să ascund aici niște momente de abuzuri. Să ascund niște momente de abuzuri și iată, pentru asta poate să fie și nerespectată prezumția în nominației. Vă mulțumesc. Alte întrebări? Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Republica Moldova, pe lângă multe alte probleme, avem și una care afectează eficiența sistemului de prevenire și combatere a corupției, dar și asigurarea integrității în sectorul public. Și mă refer aici la persoanele care, conform legii, au obligațiune de depune declarații de avere și de interes personal. Situația când persoanele declară bun ca aparținând unor rude apropiate, rude care au venituri mici și atunci apare să nu întrebare cu privire la acumularea averii. Aș vrea să vă împărtășiți cum considerați dumneavoastră, cum ar trebui de soluționat această problemă. Dacă vor fi semne de genul dat, trebuie de investigat. Poate chiar dacă există temei de
ce spune că rudele nu au de unde avea astfel de bunuri, dar sunt altfel donate, nu știu, copiilor, atunci apare o semn de întrebare, dar la toate aceste semne trebuie să direcționat depunit un control serviciu de văzut. Are o posibilitate sau se cătrunează astfel sau nu are. Dar asta nu se referă numai la persoane care trebuie să declare astfel de bunuri. Eu cred că marea majoritate care nu sunt din instituțiile publice să vină ei într-o funcție publică, să le declare, eu cred că să fie acolo mare furor. Fiindcă eu mă uit în oraș automobile de ultima generație și eu sunt convins că nu sunt persoane din instituții publice. Dar multe din ele vor să acceptă în funcții publici. Și atunci încep de aici insinuările. Eu, de exemplu, are avion. Eu știu cine are avion. Da? Dar vreau să devin, de exemplu, nu știu, un ministru. Așa, și cum ați ascunde la avion ceva? Dacă sunt și alte întrebări, poate? Vă mulțumesc! Atât e tot? Da. Mersi mult! Doamna Lupașcă, vă rog, adunați fișele. După aceasta o să facem din nou o mică pauză, dar chiar mică de tot la ori, pentru că, practic, suntem la final de exercițiu. Între timp, dumneavoastră, să verificați că nu sunt toate datele corecte matematice. Că am zis-o nu într-un ceas bun. Nu, sunt și o bursară. Hai să nu stau.